O inițiativă inedită, dar mai ales utilă a deputatului Florian Nicolae, a adunat luni în sala de ședințe a cabinetului parlamentarului de Giurgiu peste 20 de elevi în ultimul an de liceu. Liceenii au venit la pregătire sau meditație la limba română pentru examenul de bacalaureat. Actul de voluntariat al profesorului de limba și literatura română Alina Meclea, care îi ajută pe elevi să se pregătească, a rămas până în acest moment singurul. Și cum parlamentarul de Giurgiu dorește să-i sprijine pe liceeni și la matematică, și-a anunțat intenția de a-i ajuta chiar prin intermediul micului ecran. Totodată a lansat un apel către profesorii care sunt dispuși să-și rupă din timpul lor pentru a-i sprijini pe elevii dornici să învețe. Trebuie ca fiecare să începem cu acest mic exemplu pe care l-am dat noi, cu meditații la cabinetul deputatului. Noi o să continuăm cu meditații pe televizor, deci o să dăm rezolvarea unor probleme pe televizor și problema și rezolvarea ei și problema și rezolvarea ei. Așteptăm cât mai mulți profesori voluntari la cât mai multe materii să se alăture acestei inițiative. Eu cred că asta trebuie să, de aici trebuie să plecăm, ăsta este momentul de la care trebuie să plecăm acum cu ceea ce privește grija față de elevii noștri, grija față de giurgiuvenii noștri care ne reprezintă mai departe la examenele viitoare pentru admiterea în facultății. Pregătirea elevilor se desfășoară într-un mediu prietenos, unde doar maniera relaxată de predare ar face diferența față de o oră de curs. În acest moment, de multe ori meditațiile se impun, chiar dacă elevul este pregătit, având în vedere programa școlară deloc ușoară din ultimul an de liceu. Binecunoscutele meditații, în particular, nu mulți și le pot permite. Sunt costisitoare, ajungând până la 50 de lei pe ședință. Așadar, vom urmări câți profesori vor răspunde apelului făcut de deputatul Florian Nicolae.